bună dimineața! Bună dimineața, Vali! Despre ce vorbim astăzi? Discutăm astăzi despre cancerul de piele, despre cauze și factori de risc. De asemenea, vorbim despre momentele în care ar trebui să ne punem semne de întrebare și să consultăm sfatul medicului dermatolog. Cancerul de piele este tot mai des întâlnit în ultima vreme, dar depistat la timp de către medicul dermatolog, în cele mai multe dintre cazuri poate fi vindecat complet. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul de piele a devenit cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la om. Unul din trei pacienți suferă de această boală la nivel mondial. Anual sunt înregistrate peste 130.000 de cazuri de melanom malign, numai în România înregistrându-se aproximativ 2.000 de cazuri. Un aspect alarmant specific acestei afecțiuni este evoluția rapidă. Este nevoie de atenție în observarea primelor semne ale bolii și de o grijă constantă în ceea ce privește factorii de risc care pot duce la apariția cancerului. Există numeroase semne care ne-ar putea alarma. Pentru mai multe informații și pentru a afla sfatul specialiștilor, să urmărim materialul următor. Cancerul cutanat sau de piele, cum este cunoscut, este din ce în ce mai des întâlnit, mai ales la persoanele tinere. Putem să spunem că se împarte în două mari categorii, dat fiind frecvența lui. Prima mare categorie și ponderea cea mai importantă o constituie melanomul malign. Cea de-a doua reprezintă cancere de piele, spre exemplu cancere bază celulare, care sunt frecvent întâlnite la persoanele în vârstă. Melanomul malign, care este cea mai agresivă formă de cancer cutanat, deși foarte mult timp a fost considerat ca fiind prezent în patologia cutanată destul de rar. Acum s-a depistat că incidența acestui tip de cancer este mult mai mare, iar agresivitatea lui este în aceeași măsură prezentă. Sunt anumite categorii de persoane, spre exemplu persoanele cu tenul deschis la culoare, cu părul blond, cu ochii albaștri, deci o predispoziție genetică pentru a face asemenea boli, asemenea afecțiuni. They can follow the ABCD rule. A goes for asymmetry. If you look at the lesion and the lesion is asymmetric, like half of the lesion looks different than the other half, then think about it, it is suspicious. B goes for borders. If the borders are not even, but kind of scalloped and irregular, then that's suspicious too. C goes for color. If the lesion is even in color, that means that the lesion could be okay. But if you have different hues or dark shades inside, then it could be suspicious. And D is basically the diameter. If the lesion is bigger than the eraser of a pen, which is about 6 millimeters, then you should be careful with it. Ele pot fi tratate dacă sunt descoperite în stadii incipiente. Chiar și melanomul malign poate fi tratat și vindecat într-o proporție de 90%, să spunem, numai prin simplu act chirurgical, fără să mai fie necesare și alte tipuri de tratamente adjuvante. În momentul în care avem de-a face cu o diagnosticare de cancer într-o fază incipientă, și indiferent că vorbim de orice formă de cancer, noi în momentul în care ne dăm bătuți, în momentul în care ne asumăm, dacă aș putea spune, fatalitatea destinului, renunțăm a lupta. Important este să ne exteriorizăm emoțiile, să ne asumăm fricile, să nu ne ascundem de ele. Consilierea psihologică este esențială. Doamnelor, domnilor, astăzi la Dimineața de Știri am invitat-o alături de mine în platou pe doamna doctor Mihaela Leventer, medic dermatolog. Bună dimineața, bine ați venit, doamna doctor. Bună dimineața. Pentru a discuta despre această boală întâlnită din ce în ce mai frecvent în ultimii ani și în România, cancerul de piele, pe care cât de greu sau cât de ușor am putea o depista, doamna doctor? Este o boală care se desfășoară la vedere, prin urmare poate fi cu ușurință depistat în faza de debut. Din păcate, în România încă persistă povestea că de leziunile sau de bubele de pe piele nu e bine să te atingi și că operația unei leziuni cutanate ar duce la un prognostic infaust. Povestea aceasta este de mult depășită. Realitatea ne dovedește că persoanele care își caută cu multă consecvență, să zicem controle anuale, leziunile cutanate, descoperă din timp și își salvează viața.
Care ar fi tipologia unei persoane ce ar fi mai predispusă la cancerul de piele? Vorbim de persoane cu tenul mai deschis, cu ochi deschiși la culoare, nu? Da, persoanele cu piele albă au un risc mai mare de dezvoltarea unui cancer de piele. Pielea deschisă cu ochi deschiși se arde ușor la soare, este mai vulnerabilă, dezvoltă mai greu reacțiile de apărare. Însă și pielea creolă, fenotipul 3, așa cum sunt majoritatea românilor, și pe această piele se pot desfășura, se pot dezvolta cancere de piele. Chiar să știți că și pe pielea neagră există forme particulare de melanom. Să nu uitați că Bob Marley a murit de un melanom malign subunghial. Deci chiar dacă am tenul mai închis, asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne protejăm. Da, aluzițele trebuie verificate anual pentru a observa micile diferențe în dezvoltarea lor. Dar n-ar trebui să cădem nici în extrema cealaltă, nu, doamna doctor? Cunosc niște persoane care își monitorizează singure, evident, empiric alunițele și la prima modificare sau... Tehnica fotografică ne permite în momentul de față o observație foarte riguroasă a acestor leziuni. Dar să știți că nu numai alunițele sunt vulnerabile și se pot transforma în cancere de piele. În funcție de celula care se modifică, există marea majoritate, de fapt, a cancerilor sunt carcinoamele, așa cum ați văzut în materialul filmat anterior. O întrebare de pe Facebook de la un telespectator: dacă afectăm cumva, se creează o leziune în zona unei alunițe, o excrescență, mai bine spus, există un factor de traumatismul, risc? Traumatismul și mai ales traumatismul frecvent pe o aluniță poate să constituie un factor de risc. De exemplu, frecatul unei alunițe cu marginea curelei sau cu marginea sutienului la femeie constituie un factor de risc. Tăierea accidentală, însă transformarea nu este instantanee, nu este imediată. E vorba de un traumatism repetat care duce la un moment dat la transformare. O nouă întrebare. Doamna doctor, în cât timp evoluează această boală? În sensul în care evoluția ei este la vedere, spuneați dumneavoastră, dar e destul de lentă, nu? Este lentă și permite acest diagnostic precoce. Încă o dată, noi am tot discutat despre melanom, despre tumora care are gradul, evoluția cea mai gravă și are cea mai mare rată de mortalitate. Însă, marea majoritate a cancerelor cutanate sunt carcinome. Carcinomele bazocelulare care se dezvoltă pe pielea fotoexpusă, expusă frecvent la lumină, nu neapărat din cauza vacanțelor estivale, pe pielea celor care lucrează foarte mult în aer liber. Gândiți-vă la constructori, la agricultori, au o piele foarte expusă de cele mai multe ori nu se protejează. Neprotejată și fac foarte frecvent carcinome. Gândiți-vă la cancerul de buză agravat de traumatismul produs de fumat. Da, aici este un alt capitol. Chiar am descoperit fumatul ca un factor de risc pentru cancerul de piele. E bine de să menționăm acest lucru. Da, sunt printre factorii de risc, lumina este foarte importantă, expunerea frecventă la lumină, la alte feluri de radiații, de exemplu cei care lucrează în mediu sau au avut tratamente radioterapice, este vorba de, în afară de fenotip și de genetică. Se spune pe nume, doamna doctor, bronzul artificial, nu e așa, saloanele de bronz. Bronzul artificial o să ne furnizeze nouă, pentru că moda aceasta bronzului artificial a început în ultimii 10 ani, o să ne furnizeze nouă dermatologilor pacienți mulți în următorii 10 ani. Din nefericire, da, este un adevăr trist. O ultimă întrebare, doamna doctor, tratamentul. Ar trebui să ne fie frică de tratament? Nu, categoric de laser, nu. Dar... Nu este vorba de un tratament laser, este vorba de un tratament chirurgical. Îndepărtarea masei tumorale, cât mai repede de la debut, poate salva viața. Realmente, dermatologul, prin diagnostic, salvează viața pacientului. Doamna doctor, vă mulțumim. Și mai vreau mult să vă spun, vă rog. În aceste situații, cancerul se poate vindeca. Microchirurgia MOS, de exemplu, vindecă carcinomele cutanate. Dar e important să-l depistăm la timp, să mergem la un control și să o facem și periodic, nu-i așa? Exact. La 6 luni să mergem și să ne... Exact. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru aceste informații extrem de utile pentru noi.